Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Nu vă panicați, pentru că este foarte probabil ca acest uptrend, adică această urcare a Bitcoin, să continue. Din punctul meu de vedere, ce s-a întâmplat ieri, această corecție a pieței, da? Este foarte ușor de explicat pentru cei care sunt familiarizați cu modul în care funcționează piețele. În continuare, pentru cei care nu sunteți familiarizați, o să încerc să explic cât se poate de simplu. E posibil să fie asistat la un long squeeze. Ce înseamnă long squeeze în limba română? În modul simplu, înseamnă că pozițiile puse pe exchange-uri ca Binance, Bybit, by the way, dacă nu aveți cont făcut acolo, găsiți în descriere la acest clip link-urile de afiliat. Deci, cei care folosesc futures și au poziții cu leverage, adică împrumută bandă la exchange și fac 1x, 3x, 5x, 10x, da? Și se poziționează long, da? Adică, mergând pe logica, ok, piața are o evoluție foarte bună, cererea este foarte mare, ce ar putea să facă Bitcoin în mod logic și Ethereum și alte monede, ar putea să crească. Însă, piețele știu și ele treaba asta, market makerii știu și ei treaba asta, exchange-urile știu și ele treaba asta. Și din când în când, da, când lichiditatea este foarte mare, da, piața o ia brusc în direcția opusă, adică se pariază invers. Da? Și astfel se generează câștiguri de sute și sute și sute de milioane de dolari sau de euro, ce vreți voi, în fiecare zi. Da? Doar că aceste câștiguri sunt fabuloase când piața este la în zone din acestea fierbinți, cum este acum. Da? Una e să fi făcut short squeeze, long squeeze la 20.000, 21, alta e acum la 52.000, 53.000, 50.000. Acest long squeeze, da, ar putea să continue. Nu văd o problemă gen în a testa rezistența psihologică avută până acum câteva zile, adică 50.000. Nu ar fi o problemă aici. Vorbim de probabilități. Da? Piața, dacă va da senzația acum că urmează o corecție, da? Foarte multă lume se va poziționa short. Și așa cum există acest termen de long squeeze, există și termenul de short squeeze. În clipa în care balanța matematică, da? Deci până ieri, numărul de poziții long, adică pariurile că piața o să crească, erau mult mai multe decât cele că piața o să scadă. Acum, după ce piețele au văzut această corecție, da? La Bitcoin nu este ceva semnificativ, dar am văzut monede care au avut corecții și de 20%, ceea ce e semnificativ. Adică mă uitam ieri la SEI, de exemplu, care a avut o corecție majoră. Nu știu, 15%, 14%, ceva de genul. Mare, mare. Asta după ce cu zi înainte avusese o creștere de 13% și în aceea zi avusese o corecție de 9%. Ăsta este un alt subiect despre care aș vrea să vă vorbesc. Deci am lămurit, sunt poziții long, poziții short. Când sunt mai mulți bani că piața se duce în sus, piața o ia în jos. Când sunt mai mulți bani că piața se duce în jos, o ia în sus. E simplu. Da? Adică așa funcționează acest business. Dacă până la urma urmei este un business, nu este ca la o, nu știu, un târg de consum în care oamenii își arată, uite, noi suntem producători de Bitcoin, noi producem Ethereum și așa mai departe. Nu. Piețele de tranzacționare sunt făcute pentru a genera venituri, da? Și pentru a muta averea de la cei cu experiență la, de la cei fără experiență la cei cu experiență. Da? Cum zicea un domn cunoscut aici pe internet, dimineața, da, se întâlnesc cu oamenii cu bani și oamenii cu experiență. Cei cu bani pleacă cu experiență seara, cei cu experiență pleacă cu bani. Da? Deci nu mi-aparține citatul, mi se pare fabulos, respecte. Ok. În clipa de față mai avem o altă problemă și anume cei care se grăbesc să nu piardă trenul. Da? Deci la 20.000 nu s-au grăbit când era Bitcoinul, la 25.000 nu s-au grăbit când era Bitcoinul, la 30.000 nici atunci nu le-a dat în cap să se grăbească. În schimb, acum la 50.000 de dolari, foarte multă lume se gândește să nu pierd trenul, să cumpăr acum. Ok,
Dacă cumperi Bitcoin, Ethereum sau proiecte extrem de solide, să zicem că poți să traversezi cu bine o potențială corecție, o perioadă nefavorabilă, da? Dar dacă cumperi bonci și tronci și tot felul de prostii, da? Șansele să trăiești dezamăgirea vieții sunt majore. Plus că în bull market, da, rețineți de la mine, în bull market se pierd cei mai mulți bani. Cei mai mulți bani în bull market. Am un client care a avut un portofoliu uriaș, vorbim milioane, da? În 2021 și l-a bubuit. L-a bubuit. Este unul din clienți, adică vorbesc cu un portofoliu huge, da? Dar am mai avut clienți de genul ăsta care în bull market și-au bubuit portofoliile. Bun. Dragilor, niciodată nu o să pierdeți oportunitatea, însă, când vedeți un asset, un bun, care, gen cum e Bitcoin-ul, care a crescut 30 și ceva la sută în 20 de zile, da? Și a mai făcut treaba asta de 3-4 ori anul trecut, da? După care se corecta. Eu vă zic că este mai bine să aștepți o oarecare corecție. În ianuarie, pe 20 și ceva, a început o corecție, da? Ne-am dus de la 48.000 la 38.000, o cădere de 10.000 de dolari la Bitcoin. Era o zonă interesantă, însă acolo toată lumea începuse să vorbească iar de 20.000, de 15.000, de 10.000, de desfințarea Bitcoin. Așa că, haide să încercăm să înțelegem piețele și hai să încercăm să nu ne pripim emoțional atunci când decidem să investim. Da? Încă o dată vă repet, atenție la leverage. 99%, hai să vă pun altfel, că nu cu procente. Dintr-o 1000 de oameni în România care vor să investească, da, și aleg să cumpere cu leverage, adică să pună poziții short sau long, da, deci dintr-o 1000, în medie 980 pierd bani, în medie. Din cei 20 rămași, da, din 10 trade-uri pierd 6 sau 7. Deci avem o medie extrem de mică și dacă în România fac apel la traderi, există cineva care are un PNL, da? Pe leverage, pe o perioadă mai mare de 6 luni de zile, da? Îl rog să mă contacteze. Dacă ar fi fabulos de explicat cum face și ce face, da? Fabulos, ar ajuta, ar face un bine național. Fac acest apel de ce? Pentru că eu nu tranzacționez cu leverage. Mi se pare toxic, mi se pare periculos. Este atractiv atunci când ai un capital mic și crezi că dacă îți mărești riscul, îți mărești și șansele de câștig, ceea ce nu funcționează. Da? Nu sunt un contestatar. Eu cred că sunt traderi care pot face bani cu leverage. Sunt traderi care știu să-și diminueze riscul. Ideea este că cu cât acest leverage este mai mare, cu atât riscul crește. Da, despre asta este discuția. Însă, vorbim despre România, vorbim despre o piață și prefer să fiu sincer. 99,99,99% din oameni nu știu să folosească leverage. Da? Și atunci, n-am cum să-l recomand, ca și cum aș recomanda gen fumatul, știi? Știu că e toxic, adică nu face bine. Ce cred că se poate întâmpla în perioada următoare? Probabil o continuare a trendului. Adică mă aștept ca 53-54 de mii să fie testate, 55 de mii să fie testate. Nu știu ce șansă avem pentru un all-time high înainte de halving, dar uitându-mă la, aduceți-vă în minte că acum câteva zile vă vorbeam despre cererea și oferta Bitcoin. Atât timp cât sunt 10-15 cumpărători interesați și 1-2 vânzători interesați să vândă, da? Prețul nu ar avea narrative să scadă. Narativele sunt, ați văzut în ianuarie, Grayscale vindecă, nu știu ce, astea-s vrăjeli, da? Narativele sunt când sunt prea mulți oameni long, da, piața face short, da? Deci sunt narrative speculative. Bitcoin fundamental are totul în regulă. Și apropo de învățat lucruri și de cursuri și de nu știu ce, vă aștept
la The Secret în Dubai, cel mai tare eveniment al anului, da? În care voi vorbi despre toate secretele mele de tranzacționare, chestii practice, nu vorbăraie goală. Avem pachete Gold, Premium, VIP, da? Fiecare știe ce merită, ce își dorește. Cine vrea pachetul Premium va veni la eveniment și la Armani Cafe, în cea mai înaltă clădire din lume, la Armani Cafe, în Burj Khalifa, restaurant Michelin, da? Unde vom bea o cafea, un frappe, un ce vrem noi acolo, da? Cei care vor să se simtă VIP, 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 vă aștept la cina VIP, unde facem networking, ne cunoaștem, vorbim despre lucruri, despre proiecte, vă prezint o agendă pe 2024 și așa mai departe. Vă voi prezenta agenda mea secretă, ce monitorizez eu în 2024, da? Alături de mine va fi Cristian Chifoi și Robert Grecu și vedem ce invitat surpriză mai aduc. Pe mine până atunci mă găsiți pe mihaidaniel.ro, aici găsiți cursurile care le-am făcut deja și serviciu de consultanță cripto cu mine pentru cei care vor acces la Dr. Crypto, vă doare portofelul, vreți să învățați lucruri, vreți să învățați despre portofolii, dacă e ok, dacă nu e ok și așa mai departe. Bun? Vă doresc o zi plină de iubire, multe realizări, atenție la piață!